Aici putem să urmărim clădirea Arca de Triumfă, instaurată în 1800, 400, 200, 300, 405. Această clădire simbolizează victoria lui Ștefan cel Alb de la Turnul Mare. Anume, în acest loc, 400 de ani în urmă, Ștefan cel Alb, domnitorul Moldovei, a vărsat prima lacrimă și se spune că lacrima lui de acid sulfuric a făcut această gropiță în care s-a lungit, filmează sus, s-a lungit acest bob de mazăre care a înflorit eventual cu statalitatea moldovenească. Trăiască Moldova! Trăiască partidul!